Reprezentanții primăriei Zalău reamintesc contribuabililor că termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente primului semestru este data de 31 martie 2014. Potrivit reprezentanților primăriei Zalău, persoanele fizice și juridice care achită integral obligațiile datorate bugetului local pentru întreg anul 2014 până la data de 31 martie inclusiv, beneficiază de bonificația de 5%. De precizat ar fi și faptul că pentru plata taxelor și impozitelor există mai multe modalități de plată, una dintre ele destinate persoanelor care au acces la internet și dețin un card bancar prin www.ghiseul.ro. Pentru această modalitate online de plată, utilizatorul trebuie să aibă cont și parolă, care se obțin o singură dată de la Primăria Municipiului Zalău, Camera 5, în timpul programului de lucru. În anul 2013, 150 de contribuabili au făcut plăți prin www.ghiseul.ro în valoare de 30.746 de lei. De asemenea, contribuabilii își pot achita taxele și impozitele și la ghișeele Serviciului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, la mai multe oficii poștale, dar și la două instituții bancare din oraș.